Hei, bună tuturor! Eu sunt Gabi și astăzi sunt alături de fratele meu, Mihai. Și astăzi v-am pregătit un challenge foarte fain, foarte haios, foarte de râs, o să vă râdeți. Și acest challenge se numește Don't Talk Me Body. Adică ceva care e cu pipăitul. De exemplu, de să vă explic joaca. De exemplu, eu o să iau și o să-mi leg asta la ochi și Mihai o să ia degetul meu și o să pui pe o parte a corpului și trebuie să ghicesc pe ce am pus mâna. Și deci eu încep prima. Ok. Burta. Burta? Da, da. Țânța? Da! Serios, țânța! Ok. Te zici tu, ha? Noi. Stai. Se voi ne tu da să ne zicem. Obraz. Nu. E gata. Trebuie asta, ce mi-e mai pas. Ok. Și asta. Stai. Gâtul? Nu. Mă pun la tu. Și asta! Gata, doua. Umăr! Dar nu trebuie să pui, trebuie să ghișesc încă o dată. A, te zici două ori! Ok, dă-mă. Ce este, vă jenați în țara aproape în licu? Ai o voie de-ați spus, spun și... Giftul? Nu. Giftul? Nu! Obrazul? Da. Încă o dată. Urechea? Aproape? Da, gata, nu. Și? Aproape. Și asta și. Nu știu, dar eu... A pus sucoci la ureche. Eu aici am pus, n-am pus la ureche. Ai! Nu! Ești fulba și bunia! Nu, dar n-ai fost deci de ori, mai ai dat-o voie spui. Fiecare arge numirea lor, înțelegi? Hei, da! Genunchiul! Da! Bun, mai două! Aproape! What the fuck? Eu te rog. Da, este chișorul, nu osul. Noi nu ghișim cu oasă.
Ești am băgat chiar pios, pios sau și... Nu mai este, am ghișit că-i ciorul. Dar tu ești mai așa la tare. Ești tare. Are 2 puncte, iar eu am 5. Și eu am câștigat, înseamnă că Mihai primește o provocare. Fără provocare. Stai să mă gândesc ce provocare să-i dau. Știu o provocare. Ok, am pridumat provocare, dar să merg cu el. Iei probata, s-o pui în cap, să zicem așa, nu știu, îți iei un ștergar în mână și îl ții așa aici, mergi pe trotuar încolo și odată încolo și să te vadă mașinile. Adică. Ai înțeles, cum? Dar merg cu dâns că se frumează, normal. E o provocare foarte neapună. Și cam atât a fost cu vlogul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Mie foarte, foarte mult. A fost foarte haios, foarte de râs. Cred că a fost foarte cringe. Și sper că v-a plăcut provocarea mea. Și dacă mai vreți videoclipuri cu fratele meu, scrieți în comentarii. Iar eu vă pup și pe data viitoare. Pa!